Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. E bine, în episodul de astăzi nu avem un comentariu al zilei, pentru că aproape toți mi-ați spus în comentarii nu sertare, ci rame. Când am menționat eu că nu știu exact cum se numesc sertarele alea, ei bine, cred că 90% din comentarii sunt numai cu asta. Cu rame, rame, rame. Gata, acum am reținut, alea sunt rame. Așa le zicem de acum încolo. Am dat timpul pe rapid o zi, așa că suntem a doua zi. Avem toate culturile crescute și în episodul ăsta trebuie să le recoltăm, dar nu înainte să facem și noi văcuțele un picuț fericite. Mai au curățenii, mi se pare că 1%, dacă nu mă înșel. Da, 1% mai au curățenie. Oh my god, ok, deci avem murdăreală 99%. O să le mai duc și niște rațe mixtă să-mi fie așa cu iertare. Și trebuie să le mai împrăștim și niște paie totodată, după ce le facem și curățenie. Așa că ne îngrijim un picuț de animale. Câte tone de lapte vroiam să... wow, 62 de tone de lapte. Dude, uite cât lapte avem. That's nice, that's nice. Așa da, în sfârșit tragem și noi foloasele de pe urma văcuțelor ăstora. Frumos, 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 frumos. Avem foarte multă treabă, mai ales pe aici prin fermă. Și dacă punem noi și la recoltat, ar fi genial. Vreau să mai închirez o combină, pentru că toate terenurile în momentul de față sunt crescute. Și da, am decât o combină, așa că nu o să se poată ține singură la toate terenurile. Și de asemenea mai avem un teren cu iarbă, care și ăla trebuie recoltat. Doar că vreau să-mi termin toată treaba cu sintracul, să mă duc din nou cu sintracul și să-l pun la treabă. Hai că avem aici mini wheel loader-ul ăsta, că cam așa arată mini wheel loader cu care putem face curățenie, which is very nice, is very nice. Așa, decât o singură remorcă ducem. Acolo aveam practic cantitate de cam două remorci, dar e în regulă, dacă ducem noi decât o remorcă în regulă. Cu ce mai aveam, facem și noi, uite, 50 de tone, suntem și noi pe galben, ai, mai e până pe verde, dar nu mor văcuțele de foame. Vezi, am avut dreptate. Și cred că pentru 1000 de vaci nu o să-mi fie de ajuns nici măcar 3 fabrici de rație mixtă. Cred că atunci o să optez pentru vreo 4-5 fabrici de rație mixtă, pentru că văd că abia se poate ține una la 200 și ceva de văcuțe. Cât avem noi acum? 211 văcuțe și uite, abia fabrica asta se poate ține. Deci cam 4-5 fabrici de rație mixtă preconizez eu că o să ne trebuiască pentru 1000 de văcuțe, sau putem să le cumpărăm dinainte și să ne facem un stoc de la foarte, foarte mare de rație mixtă. Și atunci cu siguranță nu vom mai avea probleme. Așa, hai să parcăm sintracul aici, pentru că o să mai am nevoie de el în foarte, foarte curând. Așa, și să mergem să facem curățenie la văcuțe. Așa, tatele, ca să avem și noi productivitatea aici la maxim. Oricum mă uimește, 60 ceva de tone de lapte, adică cu cât se vinde laptele? Asta e un pic, să vedem dacă îl vindem sau nu. Eu îl păstram sincer laptele, dar îl putem vinde dacă se vinde bine. Oh, that's nice. Hai să-l mai lăsăm, hai să-l mai lăsăm. Nu ne grăbești nimic în momentul de față. Ești good. Ce vreau eu să păstrez este maniurul. Maniur cât avem? Ia să vedem. Maniur, avem 75 de tone. Nu știu exact cât înseamnă 75 de tone, la ce livadă vreau să fac, pentru că nu știu exact cât de mare vreau să fac livada. Dar ideea e că bălegarul nu-l vom folosi la altceva, gen îngrășământ sau să-l vindem. În niciun caz îl voi folosi la livadă. Așa, să încărcăm aici. Bă, se pare că părea puțină murdăreală cu alea, dar se umple cupa imediat. Ok. Oricum, cred că am descoperit utilajul perfect pentru a face curățenie la animale. Pe ăsta îl păstrez. Ăsta îmi place. Nu sunt atât de fericit cu cupa asta, că trebuie să-i dau zimția de sus jos de fiecare dată. Dar poate îi venim de hack cumva, nu știu. O să mă uit să văd dacă găsesc o altă cupă. Și dacă găsesc o altă cupă, o să o înlocuiesc. Așa. Dar utilajul ăsta mi se pare genial. Mă, bă, dar chiar au avut multă mizerie ăstea, mă? Fiind văcuțe multe, când se face mizerie, se face în cantitate mare. Vezi tu? Așa, 93% de data asta. Mai am decât o singură cupă și am curățenile ele. Da, nu-mi plac zimții astea. Mi se pare că arată așa un pic ciudățel și de fiecare dată trebuie să-i dau un sus. Nu mă încântă, nu mă încântă. Dar deocamdată funcționează în regulă, așa că o să păstrez cupa asta.
41%, perfect. Oricum și cum mâncarea asta o să se pună o leacă mai mult. Ei, bine, e foarte mult, dar se mai pune. Așa, cine mai trebuie? Ne trebuie niște paie. Vezi, ne mai trebuie niște paie aici. Ok, bine, bine. Avem timpul dat pe 1, așa că o să vedem schimbări la curățenie. Nu imediate. Deci trebuie să așteptăm un picuț. Hai să-l punem pe ăsta un picuț aici, că nu mai avem nevoie de el. Și de data asta se merge cu sintracul, dar voi folosi altă remorcă și remorca asta o avem închiriată. Este vorba de acel crown de 100 de tone. Paie, nu știu, nu cred că mai am chiar atât de mult. Ia să vedem aici. Cam câte paie ne-au mai rămas, oricum vom face în episodul ăsta paie. Se pare că aici nu mai avem paie. Nu mai am paie deloc. Bro, really? Mai am decât balos de paie. Ah, ok, bine, atunci mai așteptăm. Mai așteptăm, mai așteptăm. Ideea următoare, aș putea să folosesc balos de paie, doar că o să ne trebuiască un utilaj pentru a sparge balotul și a împrăștia paiele din el, la vaci. Și nu vreau să mai investesc într-un alt utilaj, vreau să împart paie pur și simplu cu remorca pe care am închiriat-o deja. Și ai beleaua. Așa că așteptăm un picuț până facem și noi o recoltă. Bun. Hai acum să le cupulăm pe astea, o să le iau pe față și pe spate și punem sintracul să lucreze pe terenul 1, adică să taie iarbă. Cu iarba va fi însărcinat el. Așa, să nu uit eu să punem prin cors plecă, după aia să nu fie foarte ușor pentru recoltă, pentru a strânge iarba și a transforma-o în baloți de silici. Așa, ăia o să ne trebuiască, ăia practic ne trebuiesc mereu. Și pe aia trebuie să venim cu combina. Astăzi facem o pauză de la de la rame. Na, na că am reținut-o. Pentru că practic când zici modul cu albine, te referi la rame. La câte îți trebuiesc, clar ramele sunt beleaua la modul ăla. Ia stai să vedem aici. L-am eu deja băgat? O l-am deja băgat? Oh, îl avem deja băgat, nu cred. Ce tare. Ce tare, bă, băiatule, bă! Apă, mă place așa. Opa, avem câteva utilaje de mutat aici, asemănătoare și fertilizatorul. Da, avem toate terenurile fertilizate de două ori, așa că suntem super, super în regulă din punctul ăsta de vedere. Și o să avem producție maximă. M-am mâncat pe mine în curs să pun startul la circuitul ăsta fix în partea asta, de departe așa. Să o punem mai încoace o leacă, să aibă el timp să-și deschidă aripile. Jap! Așa, și acum, hai să ne mutăm în celelalte. Adică astea. Și voi porni motorul ăsta și la fel și Anadolu. O să-l pun pe Follow Me. Așa, le mutăm pe ambele în același timp. Dacă strângem și semănătoarea, ar fi gorgeous. Haide, bro. Ai apăsat odată și nu mi-a luat. Ce se întâmplă? Hai, Anadolule, bagă, bagă tare. Bagă tare, boss! Că avem aici treabă de făcut. Hai da! Aici ar trebui să facem noi un drum. Să cumpărăm zona asta și să facem un drum. Terenul ăsta e bun de livadă, boss. Da, 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 da. Terenul ăsta e foarte, foarte bun de livadă. Mi-am adus aminte de un comentariu. Probabil intrase, nu știu, autocorectorul sau ceva. Că în loc de rame a zis crame. A zis, bă, alea sunt crame. I'm like, nu prea seamănă, dar în fine. Probabil e din Moldova, probabil e din Moldova și autocorectorul acolo funcționează un pic diferit față de celelalte zone ale țării. Dacă știi cum zic, hai să folosim și noi zona asta. De când am făcut drumul ăsta, m-am găsit că îl folosesc mai des din cauza că nu mai sunt atât de multe bălți și pur și simplu venim și intrăm foarte ușor în garaj. Ia uite. Intrăm așa fără stresuleanu, hap! Și vine și Anadolu aici. And jap. Bun, îl păgăm și pe ăsta aici în dreapta, îl folosim după aia. Are fertilizator, așa că îl folosim imediat după ce terenul de recoltat. Și vedem, pentru că trebuie să dau cu el pe terenul de iarbă. Ăsta nu știu de ce nu mi s-a fertilizat de două ori. Nu știu, am fost pretențios ăsta. Azi, a rămas decât o singură dată fertilizat, deși eu l-am fertilizat de două ori. Probabil nu la timp. Nu știu, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu știu de ce a rămas așa. Bun, hai să mergem în combină. Aoleu, ce clusterfuck-ul ăsta aici de lucruri. Și să o punem pe asta la treabă, o pun pe terenul cel mare. Și, cum vreau să pun eu aici? Păi, eu paiele le voi strânge manual, nu voi face baloți, așa că o voi pune prin lucrător automat, n-are rost să mă complic cu corspray-ul. Și cred că
Cel mai bine ar fi să fac asta, da, e în regulă, e în regulă. Da, vreau să mă oferesc un picuț acum de a mai face baloți. Îmi e foarte ușor cu baloți pentru că pun corspirul să meargă și îmi face singur el baloți, eu după aia doar vin și îi strâng. Dar, totodată prefer ca la animale să dau paie pur și simplu, să nu dau sub formă de baloți, cum am explicat mai devreme. Așa că, mai bine fac eu manual mai multă treabă și obțin paiele în forma lor, decât să fac baloți. Așa, avem aici Enable Straw Swat Jap. Ia să vedem că funcționește. Vreau doar să-mi lase acolo pe spate un rând. Mi-a lăsat, i-am dat cu H-ul, gata. Bun, deci avem prima combină care lucrează în momentul de față și acum mai închiriem una. Hai să mergem aici la combine. Bom, 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 bă, n-ar fi, adică... nici prea mare, știi? Pentru că dacă o iau prea mare, nu prea am ce să fac cu ea. Hai să o luăm potrivită. 10 tone asta, vreau ceva cu un bunker mai mare. Cred că John Deere-ul ăsta arată foarte fain. Are un bunker de 14.000. Cred eu că e în regulă. Așa că vom lua John Deere-ul ăsta. O să-i dau un lis. Dar nu vreau roți scumpe. Vreau roți standard. N-are rost să luăm roți duble pe harta asta. Nu avem prea multă pantă, să zic așa, 20.000 închirierea. Bine. Și la header, hai să luăm unul tot așa. Ops, stai că n-am intrat la header, unde trebuie. Unul de la Johnny. Putem să luăm pe ăsta, cred că e prea mare, 13 metri. Cred că e prea mare. Unde era mai header-ul ăla care mergea el foarte, foarte rapid? Aveam un header de ăsta foarte rapid, dar nu mai știu exact în ce categorie îl aveam pus. Nu știu dacă fie aici. Opa, cred că ăsta este 37 km pe oră. Asta este, mamă, mamă, dacă ne costă ăsta. Dar închirierea e decât 4.000. Frumos, și uite, putem să-l facem la culoare ca John Deere, are culoarea specială de John Deere. Perfect, îi dăm un list ăsta, sper să nu fie totuși prea mare pentru John Deere-ul ăsta și să nu regret după aia că nu am ales roții duble pe față. Ok, unde este punctul de tractare? Este în față, ok, în regulă. Perfect, și frumos arată, bă, băiatule, bă. Ăsta, într-adevăr, este cel mai fine header pe care l-am. Este un header tip mod singular, adică nu vine cu altă combină. Vine doar modul de header și atâta, pe care îl poți folosi după aia la orice altă combină. Și are foarte mișto culorile denumite. Nu e verde, roșu, este Case și John Deere. Știai că-s versiunile perfecte de culoare ale firmelor ăstora. Which este very nice, very nice. Bun. Acum, ăsta o să-l pun pe 65 și 63. O să avem ceva de mers. Cred că scurtez dacă o voi lua pe aici. Și punem și pe celălalt. Din nou, o să fac același lucru și anume o să pun prin lucrător automat. Nu o să folosesc corspleu și după aia strâng eu cu remorca de 100 de tone, cea pentru iarbă, paie și fân. Și o să fac multe drumuri, aia o să fie. O să fac foarte, foarte multe drumuri. Dar după aia, după recolta asta, mă gândesc eu că nu o să mai am probleme, în ghilimele, cu paiele o perioadă mare de timp. Și cam asta și caut. În fața avem terenurile noastre. Se pare că și vecinul aici a recoltat. Frumos, vecine, frumos. Nu cred, iară problema cu piatra. Avem sintracul care s-a blocat din nou în piatră, iar el să fie și trebuie să mergem să-l deblocăm. Dar înainte să punem John Deere-ul la treabă, avem... Wow! Ok. Avem case-ul la 70-80 acum, ce să mai, 80% încărcat, deci trebuie să ne ținem și la el pentru că se va umple în curând și eu trebuie să vin cu trenulețul. Uite-l pe aici în față. Măi, stai un pic, nu te mai umple atât de repede! Chill un poco! Ai, și tatăle, o luăm și noi pe aici. Dăm un hășuleanu. Ia stai să vedem, stai. Enable straw swat și acum facem treabă. Ia să vedem, lasă în spate frumos. Nope, nu lasă frumos. Stai așa, se pare că default-ul avea setarea bună. Acum ar trebui să fie în regulă. A, ești bine? Atât. Bun, acum, hai. Deci trebuie să te... Băi, când începe recolta, fraților, trebuie să te ții la ei, că dacă nu... Erau... Stop driver, ăsta o să se mai blocheze de câteva ore aici, vă dați seama. Cred că cea mai bună soluție ar fi să fac terenul ăsta circular data viitoare. Uite, mi-a omis aici o rundă. Curiosus. Drive-le curs. Da, poate
ca... Opa, hopa, hopa. My dude, what the fuck are you doing? Nu current, ci next closest, cred că ar trebui. Pac, exact. Cred că, deci am două soluții. Ori pictez mai multă iarbă pe lângă terenul ăsta, ca el să aibă loc să se întoarcă și așa mai departe, dar nu înțeleg de ce îmi lasă... Ah, cred că îmi lasă... De ce am avut eu atât de mare? E prea mare circuitul ăsta. Nu mai știu ce am făcut eu aici de ratul de lat. Ha. Da, nu mai știu, nu mai știu exact ce am făcut eu. Știi ce-mi dă mie pauza asta? Deci se pare că rândurile sunt prea mari. No, hai, asta este, o facem așa deocamdată. Și rămân niște rânduri de-astea nefăcute de iarbă. Dar nu înțeleg, pentru că circuitul ăsta l-aveam în băgat, adică normal și normal trebuia să funcționeze foarte bine, că era același pe care l-am mai folosit până acum. Probabil, fii tu atent care-i treaba. Da, ia stai un pic să-i dăm noi un stop. Probabil, noi am făcut aici înainte și greu. Și probabil circuitul pentru combine, și combine are un header mai evident lat. Așa că, hai să o închidem pe asta. Hai să vedem dacă avem unul pus aici pentru iarbă. Fân pe 1 combinat, iarbă pe 1. Dacă îi dau aici, vezi? Uite, îl are acum. Am înțeles. Și dacă îi dau... Stai că trebuie să-l văd, că nu știu exact cum să-l iau. Și cred că dacă îl iau așa funcționește. Drive course. Sper să nu se întoarcă pe aici. Și intrarea... A, început din partea cealaltă! N-o bine, n-o bine, hai să mergem pe aici. Da, mă, fraților, deci asta era beleaua. Cursul ăsta pe care îl avea Sintracul, nu înțeleg de ce îl avea încărcat Sintracul, pentru că am folosit un curs de ăsta pentru combina și combina are un header ușor mai mare decât Sintracul. Dar tot sunt mărmurit de ce avea Sintracul cursul ăla. În fine. Probabil l-avea. Știi ce? Cred că Sintracul avea cursul băgat de când am strâns noi iarbă cu loading wagon, cu remorca de 100 de tone și eu am pus același curs. Sau poate l-am folosit la îmbalotat. Una din două, dar știu că am strâns iarbă și probabil la asta l-am folosit, la strâns de iarbă. Bun, hai să dăm aici un drive course și o luăm din partea asta. Asta e de fapt ruta care trebuie. Wow, ne-a pus iarbă de acolo și măcar n-a ajuns pe teren. Ce tare! Am câștigat o grămadă de teren. Frumii de frumii. Bun. Acum e în regulă. Nu cred că o să mai avem probleme cu el. Bun. Ce facem acum? Ei bine, în trenuleț trebuie să sărim. Unde ești, mă, trenulețul ăsta? Așa. Tu ești aici cu semănătoarea. De ce semănătoarea asta așa? Am aranjat-o și eu odată frumos. Bă, nu știu, chirovețul ăsta e foarte nărăvaș el așa. Deci nu-i place să stea locului. Dacă ieși de pe salvare și intri la loc, îl găsești în poziții ciudate. În fine, hai să luăm aici babanul, Xerionul, și să ne ținem la combine. Practic am decât două combine la care trebuie să mă țin și sunt de ajuns pentru că ambele sunt full. Până descarc una o să se umple cealaltă și așa mai departe. De asemenea, dacă avem un preț foarte bun la greu, ei bine, o să-l vând direct. Ia să vedem aici. Prețul la greu cel mai mare este de 747 de euro și este și în creștere tot la Hannes Newell's Mill. Frumos, pentru că este foarte aproape, așa că putem să scăpăm de greu foarte ușor. Mult mai simplu decât dacă ne-am duce în fermă să descărcăm la silos. Very nice. Dacă dăm noi timpul pe 5, poate până umplu eu cele 4 remorși cu alea așa, ajungem și la prețul maxim posibil. Ia uite-mă cum stau ele aici și mă așteaptă. Logică, nu cea la case prima dată, pentru că ea s-a încărcat, logic prima. Și pe aia merge și la Johnny și cu Deer. Și atât de frumoșelos. Da, cred că asta e cea mai bună soluție, chiar dacă am dat eu niște bănișori pentru închiriere. Asta este. E o investiție și în urma investiției astea culegem și noi un timp pe care înainte l-am fi irosit o leacă. Și plus de alta nici nu am ce să fac. Adică dacă pun o combină de asta pe teren să recolteze, eu mă țin la ea cu Xerionul, dar până se încarcă ce fac? Ce fac? Dug rame, aia fac.
era o întrebare capcană. Duc rame. În momentul de față, orice pauză aș avea în joc sau orice, eu știu, fereastră de timp pentru voi cei la facultate, pe care o am, eu știu, între recoltări, semănări și așa mai departe, eu asta fac acum. Duc rame. Duc rame, firar mama lor, că mi s-a luat de rame. Ah! Credeam că viața de apicultor implică și altceva, dar se pare că în Farming Simulator este creată în așa fel încât duci rame. Ai! Dacă mă aude cineva, zice că vând tablouri, dar eu duc rame. Hai să o băgăm și pe asta. Hats. Mai stric eu un picuț pe aici cultura, dar nu-i cine știe ce. Nu pierdem cine știe ce cultură. Dar o să stau cu ochii pe prețul ăsta. Se pare că a crescut din nou, 750. Deci timpul pe 5 îi face bine la preț. Frumos, frumos, frumos. Trebuie să mă uit pentru că după aia o să se oprească. Prefer să vând toate cele 4 remorci când vor fi pline. Aia nu știu că se vor umple. Eu cred că se vor umple 4 remorci de aici, da, claros. Din ambele terenuri, deci trebuie să se umple. Pentru că după aia, după ce o să vindem prima dată, o să ne scadă un picuț prețul. Mamă, John Deere-ul ăsta are 15 tone. Frumos. Și eu vreau să fac un upgrade la combina. Dar nu neapărat că nu-mi place combina, pentru că o ador. Nu-mi place, adică nu-mi place. Simt nevoia, aoleo, la un bunker mai mare. Și cred că una din combinele John Deere de America ar fi mult mai ok pentru terenurile mele. Nu mai știu exact cât avea ăsta, dar știu că ajungea la 20.000 de kilograme, adică 20 de tone capacitate. Da, deci avem aici 22, aproape 23 capacitate și asta ne costă foarte puțin, adică e 198.000 de euro, comparativ cu cât am dat noi pe case. Așa, ce mai avem aici? 19.000, 10.000, 14.000, ok, și case-ul ăsta, ia stai un pic să vedem. Leo case cât ne-a costat? 353.000! Oh my god! Asta e fain pentru că, nu știu, zice aici rice, dar normal, header-ul ar trebui să fie cel care contează. Dar în fine, asta vedem și noi John Deere-urile astea dacă își fac treaba cum trebuie. O să le iau pe ăsta, care are 23 de tone, știi? Adică e cel mai mare și cred că are și ăsta rice, mă. Uite rice-ul aici, frumos, uite. Tabac, popi, rye, hemp, mustard, muștar trebuie să mai pune, că n-am mai pus de mult. Sau miletul ăsta, nu știu exact ce e miletul. Da, zic eu că ar fi interesant să-l punem, nu l-am pus până acum. Mamă, un pic într-un magazin și deja am 60% o combină și 51% altă combină. Come on, man, lăsați-mă să respir și eu. Bun, o să iau case-ul ăsta. Că oricum stă degeaba și îl punem să încarce niște paie. Așa, remorca avem aici în spate. Uite, cu așa. Perfectos. Și m-am hotărât, nu o să țin toate stupurile. Nup, nup, nup. O să vând cele două rânduri din spate și țin decât un singur rând de stupuri. Restul le umplu cu stupuri de astea, din stânga, care nu necesită întreținere, pentru că n-am cum, pur și simplu, trebuie vreo 300 de rame și în continuu și tot procesul este prea manual ca să dea randament. Așa că cumva, cumva trebuie să echilibrez aici timpul. O ușură, Alus? Ce să fac, fraților? Că deja una din combine s-a umplut. Până vin eu cu remorca să încarc paiele, s-au dus prima combine, ia uite-o. E full. Și cred că o strâng cu crownul ăsta paiele și le duc direct la văcuțe până sunt ele 100% și abia după aia surplusul rămas îl bag în siloz. Așa știu eu sigur că nu mai au o perioadă mare de timp nevoie de paie. Bun, hai să ajungem pe ăsta pe... Cred că o să-l duc pe terenul ăsta de aici, pe 65-63 și după aia îl mutăm pe la lung. Sunt mai aproape de el aici și mi-e mai ușor o lecușă. Se pare că și a doua combine e la 80%. Prima e încărcată de mult, ce vorbește? Aia e. Aia ește. Bun, nu mai știu de unde am pus combina, cred că de aici am pus-o, uite așa. Da, de aici am pus-o. Bun, doar că o să las și pe ăsta pe tușe deocamdată un picuț. Hai să oprim motorul. Pac, și-am ieșit! Și ar trebui să se ducă... s-a mai dus 3 metri în față. Bun. 91% combina asta și avem a doua combina. Avem case-ul 100% în partea din fața terenului. Ah, s-a umplut și asta. Firaria să fie de viață. Deci o să mă țin la ele o grămadă. Care, mă? Care? Da, da, da. Uite, vezi? Aia s-a umplut, nu asta? Da, mă, aia s-a umplut, ești nebun? Am crezut pentru o secundă că case-ul e cel care s-a umplut.
Bă, trebuia să iau două John Deere-uri de alea de 23 de tone capacitate și nu mai aveam treabă. Bă, 71%, ok, o încărcăm și pe asta. O să mă țin la astea, o să durește ceva. O să-mi ia foarte, foarte mult și vedem în episodul următor ce producție de grâu am scos. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și noi ne întâlnim mâine de la aceeași oră, adică 19:00. Pa, pa!